ziua la această conferință de presă un pic mai specială în aer liber. Suntem aici pe malul Begăi, în zona 0 a orașului și în spatele meu începe un lanț de clădiri unde vedem peste 5 hectare de teren al municipiului Timișoara de patrimoniul orașului a fost furat bucată cu bucată. Astăzi am emis mai multe dispoziții de primar pentru demolarea tuturor clădirilor ilegale care ocupă ilegal domeniul public din Timișoara. Este o situație care persistă de zeci de ani, unde toate administrațiile de până acum au închis ochii și s-au făcut complice cu un sistem de interlop care a acăpărat încă o dată în dauna orașului peste 5 hectare de domeniu public. Vorbim în total de terenuri ale orașului, terenuri de domeniul public care au fost ocupate în valoare totală de peste 22 de milioane de euro. Asta înseamnă că anual, în fiecare an, municipiul Timișoara a pierdut aproape 1 milion de euro în posibile plăți de concesiune și așa mai departe. Aș vrea să merg, pentru că este atât de important, aș vrea să merg prin fiecare din aceste situații și să vă explic de ce legea nu ne lasă, dacă nu mai vrem să închidem ochii și nu mai o să închid ochii, dacă de ce legea nu ne lasă decât să demolăm toate aceste clădiri care s-au ridicat ilegal, care nu au autorizații de construcții, care nu au absolut niciun act. Începem aici. În spatele meu, terasa Boss, firma lui, vă știți foarte bine, Mickey Boxero, unde de fapt este o mică clădire, această clădire galbenă, care aparține primăriei Timișoara și în jur s-au dezvoltat tot felul de construcții și chiar și o parcare ilegală. Aici avem un teren, domeniul public, ocupat ilegal de 6.425 de metri pătrați. Valoarea acestui teren al orașului este de 2,5 milioane de euro. Valoarea estimată. Nu există niciun contract de concesiune, nu există autorizații de construire pentru construcțiile noi, nu are autorizații de funcționare pentru afacere, nu are autorizație ISU și există această parcare ilegală de peste 2000 de metri pătrați. Apoi vine restaurantul Gatsby. Tot domeniul public ocupat ilegal 5.800 de metri pătrați, valoarea estimată 2,3 milioane de euro. Nu există niciun contract de concesiune, nu are autorizații de construire, nu are autorizații de funcționare, nu are aviz ISU. Urmează fosta bază sportivă Electrometal, unde avem domeniul public ocupat ilegal de peste 2000 de metri pătrați, valoarea estimată de 900.000 de euro. Există un drept de folosință pentru activități sportive și de agrement pentru Electrometal, dar nu există niciun contract de concesiune, nu există autorizații de construire pentru construcțiile noi, nu există autorizații de funcționare. Avem strandul termal ZHH, unde știți că există și un litigiu pentru chiriile neplătite pentru clădirile, dar mai este un teren de domeniu public de 14.000 de metri pătrați, valoarea estimată aproape 6 milioane de euro.
Și aici mergem și aici mai departe cu dispoziția de demolare. Apoi avem terasa și strandul No Name, teren de peste 6500 de metri pătrați, valoarea estimată 2,6 milioane de euro, nu există contract de concesiune sau de închiriere, nu are autorizație de construire, nu are autorizații ISU și așa mai departe. Strandul Lemon, 5500 de metri pătrați, valoarea de peste 3 milioane de euro, nu există niciun fel de contract sau document. Și nu în ultimul rând, vorbim despre Heavenul, unde iarăși există un proces deja pentru chiria unei clădiri, dar de fapt există și în jurul acestei clădiri un teren de peste 12.000 de metri pătrați, valoare aproape 5 milioane de euro, în care nu există niciun fel de autorizație de construire, nu există contract de concesiune, autorizație de funcționare. Și în acest caz de Heaven, vreau să și spun un lucru foarte clar. Un fost director în primărie, director de patrimoniu, a făcut pușcărie pentru că a făcut atunci un contract de concesiune pe acest teren mic pentru clădirea și nu pentru întregimea terenului. Deci deja cineva a făcut pușcărie pentru că a făcut un contract pe un teren prea mic. Pentru toate celelalte terenuri de care am spus, nici măcar contractul nu s-a făcut. Dacă cineva a făcut pușcărie pentru abuz în serviciu, pentru un contract prea mic, este evident că ne aflăm aici într-o situație penală care persistă de prea mulți ani și eu nu voi continua cu această abordare ilegală și nu mai voi închide ochii. Deci încă o dată, valoarea totală a acestor terenuri peste 22 de milioane de euro și asta ar presupune, dacă ar fi fost date în concesiune în mod legal, anual o redevență la municipiu de aproape 1 milion de euro. Și vreau să o spun foarte clar, noi aici ne luptăm cu niște interlopi care au luat cu japca domeniul public al municipiului, tolerat și poate și sprijinit de anumite instituții locale în ultimii ani. Nu ducem un război cu antreprenorii cinstiți din Timișoara, care și-au construit afaceri prin muncă, care își plătesc taxe, care și-au făcut contracte, care și-au autorizat construcții legale. Și trebuie să se înțeleagă foarte clar că tocmai în favoarea acestor antreprenori cinstiți luăm aceste măsuri, pentru că cum mai putea concura cu șmecheri care nu au costuri, care nu au dat niciun ban pentru teren sau clădire, care nu fac investiții legale, care în unele cazuri mai fac și bani la negru. Este și o problemă de siguranță aici, în fiecare zi se fac evenimente în aceste clădiri care nu sunt autorizate ISU. După ce s-a întâmplat la colectiv, toate aceste construcții sunt doar câte un colectiv care așteaptă să se întâmple și eu nu voi fi responsabil pentru așa ceva pe domeniul public al municipiului Timișoara. Acum, am anunțat acum câteva luni că facem o acțiune de verificare a tuturor acestor terenuri. Și vreau să spun că sunt mai multe terenuri și clădiri care au probleme, dar unde există soluții legale. Pentru aceste 7 terenuri, cu construcțiile de pe ele, nu există o soluție de intrare în legalitate. Vreau să spun asta pentru că mulți o să mă întrebe, dar chiar trebuie să demolați? Legea, atunci când construiești pe domeniul public, aici, pe stradă, când construiești o casă pe stradă, legea nu te lasă să intri în legalitate, ci există doar ori să ignori faptul că există această clădire, asta a fost soluția aleasă de administrațiile trecute, ori să o demolezi.
nu merge cu ups, n-am știut, iartă-mă, te rog, unde trebuie să semnez ca să intru în legalitate? Nu există așa ceva. Doar dacă respectăm legile în Timișoara, doar dacă ne asigurăm că există o competiție corectă în Timișoara, doar atunci vom putea fi un oraș cu adevărat civilizat. Acum, eu înțeleg foarte bine că pentru mulți dintre timișoreni, unele dintre aceste locuri sunt locuri în care au mers în trecut sau în care merg încă cu drag și și eu, la rândul meu, în trecut m-am bucurat de mâncare alături de oameni dragi în unele din aceste locuri. Și spun foarte clar că nu este un demers care îmi face plăcere, dar este un demers absolut necesar. Și este necesar pentru că doar așa putem construi cu adevărat o Timișoara vibrantă în care există condiții egale și condiții legale și condiții sigure pentru toată lumea și în care cei care vor să fie antreprenori în acest domeniu de ospitalitate, de agrement, joacă, se pot asigura că toată lumea joacă după aceleași reguli. Acum, marea întrebare, bineînțeles, este ce vom pune în loc pentru aceste clădiri. Și dacă ne uităm, acum, de fapt, nici nu vedeți, pentru că există clădiri, dacă vă imaginați cum arată spațiul între Bega și Bulevard, acolo, de fapt, momentan vedem un zid mare și tocmai domeniul public care a devenit privat și care nu este accesibil. Viziunea mea și viziunea noastră este să recâștigăm acest spațiu pentru timișoreni și pentru toți vizitatorii ai orașului și să avem un coridor mare de agrement urban Bega. Un coridor de aici până la ieșire din oraș, în care între Bega și Bulevard avem spații verzi și avem spații sportive, mai ales pentru copii. Vom avea cu siguranță, asta este un proces care va dura, vom avea într-o primă fază niște intervenții punctuale și minimale de amenajare. Scopul nostru este să deschidem cât de repede aceste spații pentru public și, bineînțeles, într-o a doua fază urmează un mare proiect de reamenajare, de regenerare urbană în cel mai adevărat sens al cuvântului în această zonă zero a Timișoarei. Acum, pentru că aștept probabil întrebări ce se va întâmpla imediat, nu o să intrăm mâine cu buldozere. Am emis aceste dispoziții și într-un prim pas aceste dispoziții cheamă oamenii care ocupă ilegal aceste clădiri să le desfințeze, să le demoleze. Cei care au ocupat ilegal aceste terenuri au reușit să o facă în ultimii 10 de ani, probabil pentru că au și niște avocați buni sau și alte metode de intimidare, nu știu, dar normal că mă aștept ca aceste dispoziții să fie contestate și în instanță, dar încă o dată legea este absolut clară și este inacceptabil felul în care s-a sfidat legea, inclusiv din partea administrației în trecut, de aceea nu îmi fac niciun fel de problemă unde va duce la această luptă, inclusiv în instanță. În momentul în care putem să mergem înainte cu aceste dispoziții, în caz că cei care ocupă ilegal aceste spații nu o fac, noi, bineînțeles, că vom continua să demolăm clădirile, acele clădiri care sunt ilegale și care, încă o dată, în niciun scenariu nu mai pot fi autorizate pentru că au fost ridicate ilegal pe domeniul public. Eu cred că când peste 10, peste 20, peste 30 de ani copiii și tinerii Timișoarei, cei care încă nu s-au născut, vor crește în acest oraș și se vor bucura aici de un mal al Bega eliberat, un mal care este al tuturor. Probabil se vor uita înapoi
cu o mare mirare cum a fost posibil ca această situație să existe. Clar este că de astăzi această situație se termină și sunt ferm hotărât împreună cu colegii mei de la Direcție de Urbanism, de la Poliție Locală, de la Direcție de Patrimoniu, care au muncit foarte mult ca să pregătim acest moment, să redăm aceste spații timișorenilor. Mulțumesc și aștept întrebări dacă sunt. S-a dus în discuție ștrandul Lemo. Din ce știm, acel ștrand este Spitalul Județean, sau cel puțin pe vremuri aparținea de Sanitas, de Spitalul Județean. Cum de a intrat în posesia primăriei? Este domeniul public, nu este al Spitalului Județean. Așa era pe vremuri, vă spun 100% că mama mea a lucrat 10 de ani în spitalul ăla și ăla era efectiv ștrandul spitalului. În CF-uri este pe domeniul public și tocmai în CF-uri nu există construcții pe acest teren, la ștrandul Lemen. Și cu ștrandul termal în ce stadiu sunteți în instanță? La ștrandul termal știm în ce... Știu că acolo de ani de zile este un proces și vă tot judecați, inclusiv am înțeles că în interior și-a făcut o casă ilegală, o clădire ilegală. Exact, doar că important este pentru chirile neplătite, pentru că la un moment dat a existat un contract și apoi nu au mai plătit chirile, deci noi ne luptăm acum în instanță pentru aceste chirii neplătite. Acțiunea pe care o facem acum este o acțiune de urbanism, în care constatăm că există teren ocupat, teren ocupat cu clădiri care nu au fost autorizate pe domeniul public și prin urmare trebuie desființată. Deci sunt două lucruri diferite. Mulțumesc. Da. În urmă cu exact un an aproximativ, un an ați anunțat că e această... Jumătate de an, cred. Nu, în mai, chiar în mai. Da? Okay, bun. Da, că e această situație, a durat un an până s-a ajuns în acest punct. Deci a durat atât de mult și dacă a durat atât de atunci până acum, cât va mai dura până veți trece efectiv la demolări? Adică s-a făcut o analiză și în interiorul primăriei, pentru că ați spus că sunteți conștienți că vor merge în instanță, s-a făcut o analiză să vedeți în cât timp se va ajunge și la măsuri concrete? Da. Acum eu nu, pentru prima parte din întrebare, acțiunea de verificare a fost mult mai mare decât doar acele clădiri. Deci s-au dat amenzi pe partea de comercial, s-au făcut controle pe partea de urbanism, sunt anumite clădiri unde s-a dispus intrarea în legalitate. Adică acum vă arăt doar cazurile cele mai grave, unde după ani de proceduri și așa mai departe și verificări și recunosc și construcția cazului juridic al nostru, pentru că vrem să ne asigurăm că nu facem greșeli de procedură, am ajuns în acest moment în care aceste clădiri trebuie demolate. Asta este motivul de ce abia acum revin, dar încă o dată s-au făcut și alte acțiuni pe celelalte terenuri care multe dintre ele au și ele probleme, dar nu probleme atât de mari ca aceste 7 de care acum am vorbit. Acum următorul pas depinde de instanțe. Acum, fără să îmi expun strategia noastră juridică, eu presupun că se va cere în instanță suspendarea acestor dispoziții. O cerere de suspendare este judecat cu prioritate și în 2-3 săptămâni vom afla dacă instanța suspendă sau nu aceste dispoziții. În cazul în care dispozițiile rămân în vigoare, în a doua zi, teoretic, am putea să intrăm cu buldozerul. Nu va fi o singură acțiune mare, pentru că vor fi niște litigii separate, dar vom începe acolo în ziua în care putem.